Ziua, prieteni. Mai facem un mic video, deoarece ne lasă vremea. Vreo 3 zile a tot izguit, a tot plouat. A fost rece și acum este destul de rece, dar măcar nu mai plouă. Căprițele sunt bine și acum mulgem undeva la 3 litri jumate, 4 pe zi, de la cele 4 căprițe. De luna viitoare, de până prin 15 decembrie, o mătărâță le mai dau la brac, să le dau doar fân de iarbă, să încerc să le înțarc cu totul. Deocamdată le mai las. Deci începem prin a mulge o dată pe zi. Când observăm că scade laptele, el oricum scade fiziologic la 7-8 luni de lactație, dar fiind capre de lapte, înțarcă mai greu și trebuie intervenit prin furajare, prin ritmicitatea mulsului. Deci începem cu o dată pe zi, după aceea dacă vedem că mai scade laptele, o dată la 2 zile, la 3 zile și spre sfârșit chiar și o dată la 4-5 zile, o săptămână, controlând în permanență zilnic starea ugerului, să nu fie prea mult lapte. Și să avem probleme cu mamite. Văd că nu mai prea le place să stea la păscut, oricum nici nu mai prea au ce să pască. Bate și un pic vântul și probabil de aceea nu le place. Dar mă bucur că sunt în formă bună caprele. Acum vor începe să mai se îngrașe, să se mai repare. Sezon de lactație. Deci cam așa se procedează, prin muls, tot mai rar, și prin alimentație. Deci, în primul rând, trebuie redus complet abracul cu făina de cereale și trebuie eliminat fânul de lucernă în perioada asta, când vrem să le încercăm. Dat doar fân de graminee sau de iarbă cu valoare slabă nutritivă. Și atunci când vedem că laptele a scăzut și nu mai au lapte, s-au înțărcat, atunci revenim în forță cu alimentația de cea mai bună calitate, întrucât înțărcarea se va produce undeva cu o lună și ceva înainte de a făta. Și la capre, iedul se dezvoltă cel mai mult în ultima lună de gestație, astfel trebuie suplimentat foarte bine prin alimentație. Și încă o treabă bună, în început și anul trecut, înainte de a făta cu 2 săptămâni, se administrează injectabil Selevit la capre, astfel el va acționa și asupra iedului, evitând carențele de vitamina E. E un pic de gălăgie că trofa alăptează. Cei sunt tot mai mari, tot mai frumoși.
așa procedez. Înainte de fătare, le fac și o deparazitare, tot așa prin injectabil, subcutanat. Deparazitare care acționează și asupra fătului. Asupra vermilor intestinali. Plus elevit, înainte cu 2 săptămâni înainte de fătare. Și la iezi, cam la 1 săptămână după fătare, le mai fac o tură de selevit. 1 ml pe ied intramuscular, tot așa îi ajută la pornire, la dezvoltare, primele săptămâni de viață îi întărește un pic. Deci vă arătăm mascurile care sâmbăta viitoare va fi sacrificat. Mi-e milă un pic de el, dar asta e menirea lor. Este foarte blând. Care undeva peste 200 de kilograme. Nu le-am dat concentrate, doar cereale. După cum v-am mai povestit în alt video, rețeta mea de 4 cereale, 30% porumb, 30% grâu sau triticale, 30% orz, 10% floarea soarelui, amestecate și măcinate. Țapul este numai în picioarele mele. Este foarte neastâmpărat, cum nu mai are nicio ocupație, nu mai montează. Și-a făcut treaba foarte bine. După cum v-am spus, doar bătrâna s-a întors, dar ciudat, s-a întors la 7 zile, atunci după montă. Și Iada, ce-a fătat la 1 an, s-a întors la 21 de zile. Dar de atunci nu s-a mai întors nicio iadă, de anul ăsta nici capră. Deci, eu zic că toate sunt gestante, toate 8. Și începând din 15 februarie, vom aștepta educii. S-au montat prima dată caprele mature, iedele le-am închis la prima serie de călduri, să se mai dezvolte puțin. Și când au avut a doua serie de călduri, le-am dat drumul la țap. Deci sunt montate undeva cam la 3 săptămâni de caprele mature. Deci din 15 februarie vor începa fătările prin la 1, prin 10 martie. Cred că Iada, ce-a fătat la 1 an, va făta ultima, că s-a întors. Mi-a place să pot face un film și cu sacrificarea porcului și cu pregătirea bunătăților din el, dar nu cred că voi reuși pentru că nu am alte ajutoare, eu îl fac. Eu sunt și măcelar, în ghilimele. Și nu știu să editez filmările, să fac eventual din mai multe filmări, să fac o singură filmare. Pe etape, înjunghiere, spălare, pârjolire, spălare, tranșare, pregătirea mezelurilor. Dar cred că toată lumea știe cum se procedează. Ar fi fost interesant oricum un film, dar din păcate, după cum v-am spus, nu am timpul necesar pentru că trebuie să lucrez la el. Și deocamdată nu știu să editez, am înțeles că nu se pot edita filmările doar decât pe laptop. Poate cu timpul mă voi învăța și voi mai evolua și cu filmările, le voi și edita, cei sunt superbi, deja beau și ei apă de la rănitor, mănâncă foarte bine pisat, mănâncă fân, mai și sug, scroafa un pic a slăbit, dar eu zic că până la urmă va fi bine.
Oricum, după ce voi tăia porcul, asta va fi în 27 noiembrie, luna asta. După 1 decembrie îi voi separa cu cei, îi voi băga în locul porcului. Și probabil că vreo 2-3 zile îi voi mai lăsa să sugă, dar la program, dimineața și seara. După care îi voi înțărca cu totul și voi urmări scrofița, care ar trebui să umble normal cam la 5 zile după ce luăm purceii de pe o scroafă, ea umble după vier, dar aici intervine și starea ei. Dacă este prea slabă, nu va umbla la 5 zile până se va mai repara. Eu zic că a mea va umbla, acum să vedem, nu cobesc, să vedem cum va evolua în următoarele 2 săptămâni, sper să nu cadă. De mâncat mănâncă foarte bine și făină, zilnic dimineața și seara îi dau lapte cu apă și, după cum v-am spus, și 3 ouă dimineața, fân. Până acum merge bine, a slăbit, dar nu este într-o stare critică. Este și normal să slăbească la 9 purcei, alăptând 9 purcei. Plus că este și purceaua, deci nu este scroafă la a doua fătare, este la prima fătare. Deci căprițele sunt la începe să se repare, a fost mai slabă, datorită faptului că are mult lapte. Iata, care a fătat la un an, este foarte cuminte și ea. Ea s-a întors, dar va făta și ea prin martie. Bătrâna. Toate, de fapt, sunt foarte cuminți. Țapul este numai în picioarele mele. În timp are ceva de împărțit cu mine. Asta este și o joacă a lui. Sunt animale, trebuie să le înțelegem. Îmi place că are câteva pete. Sper să scoată iezi pătați ca el. Am zis că nu voi ține mai mult de 10 capre cu lapte, dar dacă voi avea eduțe frumoase, mai ales de capra asta, iată la 2 ani, care a fătat la 2 ani, și el trebuie să iasă ceva angonubian în proporție de 75%. Când va avea o ierbuță frumoasă sau două, le voi ține. Pentru că v-am spus că vreau să merg pe metisare între angonubian și austriacă. Bătrâna se trage din austriece, care am înțeles că nu sunt aceeași rasă cu sanenul, sunt rase diferite. Ia da, aceasta de 2 ani va făta prima. Ea s-a mutat prima. Fa prima s-a mutat bătrâna, dar ea s-a întors la 7 zile. Astfel încât ea da, va făta prima. Undeva prin 15 februarie. Deci mă bucur că am mai reușit să fac un video prin vremea mai bună un pic. O să urmeze un video cu câinii când voi avea timp să-i scot un pic la plimbare. Să vi prezint cățeaua Cochi. S-a montat acum o lună. Din păcate va făta prin decembrie. Va fi destul de frig, dar am bec cu căldură la ei. Sperăm să obținem măcar 3-4 cățelași de la ea. Deci cam atât. Dați și un pisoi care se întoarce de la plimbare și de la vânătoare. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o duminică plăcută. La revedere!